Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi nu este implicarea noastră într-o religie în care cel mai important este să păstrezi reguli sau principii. Dumnezeu așteaptă mai degrabă implicarea noastră într-o relație vie, dinamică cu El. Acesta este mesajul pe care Domnul Isus îl prezenta poporului în aceste ultime zile ale lucrării sale publice. Farisei, cărturarii, irodianii, saducheii, fiecare încerca să-l pună pe Domnul Isus în încurcătură, să găsească ceva prin care să-l incrimineze și să poată scăpa de el. De unde venea ura lor împotriva lui? E venea din faptul că Domnul Isus îi determina să se vadă așa cum sunt ei, văzuți de Dumnezeu, nu cum le plăcea lor să se vadă. Dragii mei, cred că este un moment potrivit să ne gândim și noi la genul de relație pe care o avem cu Dumnezeu. Este ea bazată pe dragoste, respect față de el, față de voia lui, comunicare susținută cu Dumnezeu. Ori suntem doar preocupați de împlinirea unor reguli, de achitarea unor anumite sarcini. Suntem poate foarte drastici cu farisei sau cu ceilalți când, de fapt, vedem la fel raporturile noastre cu Dumnezeu. De aceea este foarte important să luăm aminte la ceea ce spune Domnul Isus acestor oameni, pentru că Duhul Sfânt se poate corecta în viețile noastre tot ce nu este după voia Domnului nostru. Capitolul pe care îl studiem astăzi este capitolul 23 al Evangheliei după Matei. Acest capitol încheie disputa pe care Domnul Isus o are cu oficialitățile religioase ale lui Israel. Domnul avertizează și poporul cu privire la intențiile acestor lideri, denunțând intențiile lor incapabile de a aduce mântuirea. Cuvintele Domnului sunt foarte directe, dure chiar, pentru că problema este una foarte serioasă. Am văzut că Domnul Isus era la templu, după ce îi alungase pe cei ce vindeau animale și schimbau bani în curtea templului. Acesta este locul în care stă de vorbă cu liderii religioși ai lui Israel. Ei veniseră aici crezând că pot să-l compromită, însă nu le reușește nimic. Domnul Isus folosește acum tocmai armele lor, ei veniseră pentru a încerca să-l pună pe Domnul Isus într-o lumină nefavorabilă în fața mulțimilor. Dar acum Domnul îi arată pe acești lideri așa cum sunt ei. Atunci Isus a zis, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Liderii religioși l-au chestionat pe Domnul Isus cu privire la autoritatea pe care o are atunci când a făcut tot ceea ce făcea. Domnul Isus nu pune sub semnul întrebării autoritatea lor. El recunoaște poziția pe care o ocupă ei. Ei erau investiți cu autoritatea de a prezenta scripturile pe înțelesul poporului. Ei trebuia să reprezinte adevărurile veșnice ale lui Dumnezeu în așa fel încât poporul să ajungă la cunoașterea Domnului. Domnul Isus respectă această poziție. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți -le și faceți -le dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Domnul respectă poziția, respectă chiar învățăturile lor. Ceea ce contestă el sunt faptele lor. Este un comentariu trist pe care domnul îl face cu privire la acești lideri. Ei le-a găsat în grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi. Se pare că acești lideri erau mai mult preocupați de neprihănirea altora. Neprihănirea lor era una artificială. Ei făceau tot felul de reguli pe care pretindeau ca oamenii să le asculte. De asemenea, le plăcea ca lumea să le acorde importanță, să-i respecte, să se plece înaintea lor. Ei își făcuseră anumite obiecte menite să atragă atenția asupra neprihănirii lor. Domnul Isus vorbește aici despre filacterii. Acestea anumite tefilin erau niște mici cutiuțe legate cu curea de piele de capul cuiva sau de mâna lui stângă în timpul rugăciunilor de dimineață sau de seară. În aceste cutiuțe erau puse pasaje din scriptură, o practică bazată pe pasajul din Deuteronom, capitolul 6, versetul 8. Pasajele acestea erau recitate în cadrul rugăciunilor. Practica a devenit mai târziu una foarte strict urmărită de rabini. Dragi prieteni, oamenii aceștia se îndrăgostiseră prea mult de slujba lor și de ei înșiși. Se gândeau tot mai puțin la cel pe care trebuia să-l slujească, Dumnezeu. În ceea ce privea locul pe care îl ocupau la banchete, trebuie amintit că fiecare ocupa locul ce se cuvenea rangului pe care îl avea. Acestea erau bine precizate și se pare că liderii religioși erau foarte mult preocupați de ele. Este oare ceva ce nu se întâmplă și nouă? Suntem oare și noi îndrăgostiți de faptul că avem ceva de făcut în împărăția cerurilor și am uitat că trebuie să fim îndrăgostiți de regele împărăției? Ar fi bine să nu fie așa. Domnul Isus ne spune că este mai bine să nu ai nicio funcție, nicio autoritate decât să ți se întâmple așa ceva. Voi să nu vă numiți rabii, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Un alt aspect prezentat de Domnul Isus este cel legat de nivelul autorității pe care și-l asumaseră acești lideri. Acestora le plăcea să li se spună tată sau dascăli, adică învățători. Aici tată nu se referă la acea relație tată-fiu pe care o știm din cadrul familiei. Este vorba de tatăl care dă viață în sfera spirituală. A numi pe cineva tată înseamnă să-l pui pe o poziție egală cu Dumnezeu, singurul care dă viața spirituală. Ori acest lucru este o blasfemie. Învățătorul era un om cu autoritate de asemenea, dar autoritatea pe care ei o asumaseră era adesea în dezacord cu respectul pe care ei trebuia să-l dea lui Dumnezeu. În ceea ce privește biserica, Domnul Isus Hristos este capul ei. El este cel care are autoritatea în biserică. În ceea ce privește autoritatea noastră, Domnul Isus prezintă un model în total contrast cu cel adoptat de liderii religioși ai vremii. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi zmerit, și oricine se va zmeri va fi înălțat. Desigur, ceea ce spune Domnul Isus este foarte nepopular pentru acele vremuri, și la fel pentru zilele noastre. În acest model de autoritate prezentat și trăit de Domnul Isus. Este nepopular pentru că este împotriva firii noastre. Nu este ceva ce vine în mod natural în viețile noastre. Este ceva ce trebuie cultivat. Domnul Isus spune că adevărata autoritate este tocmai aceea care vine din slujire. De aceea, dragi prieteni, este atât de important să o cultivăm în viața noastră. Urmează acum un pasaj în care descoperim o nouă imagine a Domnului Isus. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea aveți lua o mare o Parcă este greu de crezut că Domnul Iisus rostește asemenea cuvinte. Și totuși, el este acela care le spune. Vedeți, imaginea pe care ne place să o avem cu privire la Domnul Isus este numai aceea unui copil inocent într-o iesle. Sau ne place să păstrăm doar acea imagine a vindecărilor și a minunilor, a mulțirii pâinilor pe care le-a făcut Domnul Isus Hristos. Dar este oare imaginea completă? Fariseii distorsionaseră imaginea lui Dumnezeu prin regulile și practicile lor. Dragii mei, noi putem distorsiona imaginea lui Dumnezeu prin ceea ce propovăduim și proclamăm. Cu ani în urmă, pe străzile unui oraș din Statele Unite se desfășura o manifestație de protest împotriva statului și structurilor lui. Printre pancartele purtate de manifestanți era una pe care stătea scris Isus, da, biserica nu. Nu știu dacă cel care a scris acest protest gândea la biserică ca și organizație sau la biserică ca și trup al Domnului. Dar probabil se referea la biserică ca și organizație. Este foarte adevărat că de multe ori, în ceea ce privește structura ei, biserica nu are o structură perfectă, mai cu seamă atunci când încearcă să copieze modelele societății. Însă, în ceea ce privește biserica trup al Domnului Isus, trebuie să fim foarte atenți. Pentru că este vorba de puterea, de forța de reprezentare pe care o are biserica. Este ceva ce nu putem respinge. Nimeni nu poate să-l proclame pe Domnul Isus ca Domn, și să nu ia în considerare această responsabilitate a reprezentării Domnului aici pe pământ. Cred că nu este deloc potrivit o întrebare de genul: cine reprezintă persoana, capul sau trupul? Este vorba de complexitate. Capul, împreună cu trupul, formează întregul, persoana. La fel este și în cazul Bisericii. Ea îl reprezintă pe Domnul Isus aici pe pământ este misiunea ei. Poporul evreu avea misiunea să îl reprezinte pe Dumnezeu pe pământ. Datorită răzvrătirilor, datorită păcatului, ei au început să se reprezinte doar pe ei. Acesta este momentul în care intervine judecata. Dragii mei, este la fel în cazul nostru. În momentul în care încetăm să-L reprezentăm pe Domnul Isus, ne reprezentăm pe noi, reprezentăm poate doar o instituție, dar în niciun caz nu ne mai îndeplinim misiunea. Nu este de mirare, deci de ce de multe ori oamenii nu sunt atrași de biserică? Noi trebuie să prezentăm o imagine clară și completă a Domnului nostru. Este datoria noastră. Nu este nevoie să idealizăm sau să modificăm sub orice formă imaginea lui. Am auzit persoane care nu îl prezentau pe Domnul Isus decât ca pe cineva care a adus un întreg set de interdicții. Să nu ai gânduri murdare, să nu ai resentimente, să nu, să nu, Alții îl prezintă numai ca domnul dragostei, domnul care iubește și permite orice. Dragi prieteni, Domnul Isus este și domnul dragostei, cel care iubește pe păcătoși, dar și domnul sfânt, care va veni într-o zi ca judecător drept și necruțător. Farisei și cărturarii proiectau o imagine falsă despre Dumnezeu și Domnul Isus este foarte critic la adresa lor, fără să-i menajeze deloc. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Vai de voi, povățuitor orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Pot să mi se pară dure aceste cuvinte, dar dacă avem în vedere ce implică ele, S-ar putea să fie prea blândă chiar. Aici este vorba despre viață veșnică, despre viitorul veșnic al nostru și al altora. Prin ceea ce spunem sau facem noi, influențăm viitorul veșnic al altora. Mai este un pericol pe care domnul îl semnalează: nebun și orbi. Care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebun și orbi. Care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe Templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de Domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Pericolul? este acela de a-L confunda pe Dumnezeu cu lucrurile care îi aparțin. Iar acest lucru înseamnă desconsiderarea lui Dumnezeu. Să descriem puțin practica la care se referă Domnul. În acea vreme, în cadrul iudaismului, era interzisă cu desăvârșire folosirea numelui sacru al lui Dumnezeu. Jurând pe lucruri de mai mică însemnătate, oamenii sperau în consecințe mai puțin drastice în cazul în care nu și-ar fi împlinit jurământul. Dar pe măsură ce se mulțeau lucrurile pe care se jura, se mulțeau și lucrurile care îl substituiau pe Dumnezeu. Deci ei încercau să jure, dar să nu sufere consecințele. De fapt, ei pierduseră noțiunea jurământului, a angajamentului. Iar lucrul acesta s-a extins și în relația lor cu Dumnezeu. Încet, încet, odată cu respectul pentru lucrurile la care se angajau, au pierdut și respectul pentru Dumnezeu. În același fel, acești lideri au dezvoltat o atitudine greșită în ceea ce privea viața spirituală. Ei o compartimentaseră, o ierarhizaseră într-o asemenea măsură încât Dumnezeu a ajuns să fie dat la o parte. Cred că aceste cuvinte pe care Domnul Isus le adresează acestor lideri sunt un bun avertizment și pentru noi. Diavolul încearcă în permanență să ne fură de lângă Dumnezeu. Ori, el nu o face dintr-o dată, ci încet, strecurând mai întâi aceste aspecte legate de segmentarea vieții noastre spirituale, apoi lipsa respectului față de Dumnezeu, până când rămânem doar cu niște practici rigide, dar fără viață. Diavolul nu este deloc deranjat de practicile noastre creștine. Dacă viața noastră nu este în ordine cu Dumnezeu, pe el nu-l incomodează practicile. Ceea ce contează pentru el este ca inima noastră să nu fie a lui Dumnezeu. Ori, tocmai asupra acestui aspect insistă Domnul Isus: Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu locul care îi se cuvină în inima noastră. Trebuie să-i dăm respectul cuvenit. Altfel, s-ar putea să avem mai mult respect față de practicile noastre și să omitem tocmai lucrurile importante. Ascultați numai! Vai de voi, cărturar și farisei fățarnici! pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credinșoșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Domnul Iisus se referă aici la aplecarea pe care o aveau unii cărturari și învățători ai legii spre dezvoltarea unui sistem foarte sofisticat în ceea ce privea interpretarea legii. Astfel, unii dintre ei considerau că legea cuprinde părți mai ușoare și părți mai dificile. În felul acesta se făcea și o clasificare a pioșeniei, pentru că spuneau ei: Cei cu adevărat pioși trebuie să îndeplinească legea și în cele mai mici detalii. Domnul Isus nu ataca legea, ci atragea atenția că ei deveniseră atât de preocupați de împlinirea detaliilor, încât ignorau principiile de bază, cum erau dreptatea, mila și credincioșia. Problema este foarte serioasă, pentru că este una legată de neprihănire. Ei ajungeau la o mare confuzie. Povățuitori orbi care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Dragii mei, ceea ce spune Domnul Isus încă este o problemă actuală. Încă mai sunt oameni care fac eforturi pentru curățirea exterioară, fără să caute ceea ce este important. Și ce este mai important decât inima? Domnul Isus spune că în ea să lășuiesc cele mai rele lucruri. Într-un alt loc, scripturile ne îndeamnă să ne păzim inimile mai mult decât orice, pentru că acolo sunt izvoarele vieții. Deci, dragi prieteni, educația și disciplina sunt necesare, dar ele nu fac decât cel mult să cenzureze ce vine din inimă, impulsurile noastre. În schimb, o inimă schimbată este o inimă din care iese un izvor de viață. Atunci din ea va ieși dreptatea, mila și credincioșia despre care vorbește Domnul Isus. Iar inima nu poate fi schimbată decât printr-un singur mod, încredințând-o Domnului Isus. În orice altă situație, nu suntem mai mult decât farisei despre care vorbește Domnul. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plin de fățărnicie și de fără de lege. Aspectul estetic nu este cel mai important din viața noastră. Un mormânt poate fi asemenea unui palat, dar nu este mai mult decât un mormânt. La fel și în cazul nostru, putem avea o frumoasă religie, dar nu o relație adevărată cu Dumnezeu. Care este consecința? Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa genei? Aceasta este consecința. Cuvintele profetice ale Domnului Isus descriu o situație tristă. Poporul ignorase nenumăratele încercări ale lui Dumnezeu de a-i confrunta cu păcatul lor și de a-i aduce la pocăință. Ei s-au baricadat în spatele formalismului lor rigid și au ignorat orice apel al lui Dumnezeu. De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei veți omori și răstigni, pe alții veți bate în sinagogile voastre și veți sprigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. De aceea durerea Domnului este mare pentru Ierusalim. Domnul Iisus nu se bucure de ceea ce se va întâmpla cu el. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Ei trecuseră pe lângă acel ceas al îndurării. Așa cum procedaseră în vechime, așa au procedat și acum cu Domnul Isus. Dar se vor întâlni cu el din nou, numai că de această dată vine cu o altă calitate. Dragii mei, pentru farisei, cărturari și ceilalți lideri religioși ai poporului au fost cuvinte usturătoare. Pentru noi sunt deocamdată avertizmente, însă ele pot deveni tot cuvinte de judecată. Să luăm aminte la starea noastră spirituală, să nu uităm că o inimă nepredată în întregime Domnului este o sursă de lucruri rele. Să o punem deci în mâna celui care poate să aducă viața în ea. Domnul Jesús Cristo. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.